Câți dintre dumneavoastră sunt șoferi? Să ridice o mână. Domnul să vă binecuvânteze. Și a stat vreodată în dreapta, în dreapta, pe scaunul din dreapta a stat. Și ce ați făcut cu piciorul? Ați pus frână. Și ori de câte ori lua curba, vi s-a părut că prea intră pe axul drumului, prea merge cu viteză, prea frânează des. Și ce i-ați spus? O mulțime de lucruri. Sfaturi solicitate, sfaturi dorite, nu? A fost nemaipomenit de bucuros șoferul și rezultatul faptului că i-a dat aceste sfaturi e că a condus cu mult mai bine decât conducea înainte. Nu, nici atât. Câte dintre dumneavoastră sunteți soții, mămici, mâna sus? Bun. Și când l-ați văzut pe soț că se apropie de bucătărie, cum vă simțiți? În pericol. Ce cauți aici? La mine acasă, bucătăria e locul unde eu nu calc, n-am voie. Când mă vede mine, mă întreabă, ce cauți acolo? De ce? Pentru că există în viață lucruri pe care dorim să le stăpânim noi. Volanul în mâna noastră, soțul n-are ce căuta în bucătărie, că oricum nu se pricepe la nimic. Când i-am spus într-o zi soției că am de gând să fac curățenie în bucătărie, m-a rugat stăruitor să n-o fac. A zis, aș vrea să găsesc lucrurile unde le-am lăsat. Când fac eu o ordine, nimeni nu mai știe a cui casa este. În schimb, eu dacă o văd pe soție că se apropie de bibliotecă sau vreun copil, transpir. Pentru că dacă îmi ia cărțile de unde știu că le-am pus, nu le mai găsesc. Avem o viață în care, cu sinceritate, îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, credem în Tine, Te iubim, Doamne, ne supunem voii Tale, dar noi stăm cu mâna pe volan, noi băgăm în viteză, noi frânăm. Noi spunem intră, noi spunem ieși. Și aș vrea la începutul acestui an să vă invit prin mesajul acesta să predați controlul lui Dumnezeu. O să spuneți că e ușor și că ați făcut-o deja. Însă, iubiții Domnului, tare mă tem că a preda controlul lui Dumnezeu este mai mult decât înțelegem noi. Câteodată stau și mă gândesc de ce oare Domnul Dumnezeu mă duce la ape adânci care uneori trec peste capul meu? De ce uneori parcă simt că m-am pierdut în larg? De ce uneori mă simt ca acel om care nu știe să înoate și tocmai ce a fost lăsat în mijlocul oceanului? Pentru că doar atunci vei învăța că singurul care te poate duce la mal e Dumnezeu. Unul dintre lucrurile elementare când un om este în pericol să se nece, este că se agață de tine, te scufundă pe tine și trebuie să le iei de păr să-l tragi la mal. Câteodată simt că Duhul Sfânt exact asta face cu mine, mă ia de păr, de moț și mă duce la mal. De ce? Pentru că avem o tendință naturală, firească, de a controla lucrurile. De regulă, tendința aceasta vine ca urmare a fricii, a fricii de necunoscut. Fricii simte nevoia să controleze lucrurile. Simți nevoia să controlezi salariul, simți nevoia să-ți controlezi pensia, simți nevoia să-ți controlezi ziua de mâine, deși noi știm un lucru elementar, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul zilei de ieri, e Dumnezeul zilei de azi și e Dumnezeul zilei de mâine. Și dacă ne-ar întreba cineva, te încrezi în Dumnezeu, tu îi spune, ei, aș, ce vorbă este aceasta? În schimb, dacă nu-ți vine salariul, ești gata. În momentul în care se întâmplă ceva în viața noastră, realizăm că, de fapt, noi cu gura declarăm că ne încredem în Dumnezeu, dar cu fapt, neliniștea, frica, anxietatea, îngrijorările, de multe ori poate stările acelea de panică în care intrăm, sunt dovada faptului că încă noi nu suntem pe deplin conștienți de faptul că Cel ce stăpânește viețile noastre e Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne-a spus că până și firele de păr de pe cap ne sunt numărate. Un Dumnezeu care se ocupă cu așa ceva e un Dumnezeu atent la toate. Și aș vrea în această seară, în trei exemple simple, dacă mă ajută Dumnezeu, să înțelegem cum trebuie să procedăm și de ce ajungem uneori în viața noastră să mărturisim cu gura mă încred în Dumnezeu și cu fapta, de fapt, noi să fim total la polul opus. Uitați ce spune Biblia. Recunoaște-L pe Domnul din când în când. Recunoaște-L pe Domnul când ți-e bine. Recunoaște-L pe Domnul când ești sănătos. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale. Asta înseamnă să-L recunoști pe Domnul în
în toate căile tale. Nici măcar o potecuță, Doamne, să nu fie a mea. Nu! În toate căile tale, recunoaște-L pe Domnul. Adică cuvântul a recunoaște pe Dumnezeu înseamnă să fii conștient de faptul că cel care trebuie să aibă controlul asupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Cuvântul recunoaște-L înseamnă să admiți nu doar la nivelul minții, că de aceea se vorbește despre căi. Căile înseamnă că mergi, căile înseamnă că pășești. Vorbește de Dumnezeu despre minte, dar vorbește Dumnezeu și despre faptă. Recunoaște-L în toate căile tale. Nu recunoaște-L când stai pe scaun. Nu recunoaște-L teoretic. Nu recunoaște-L la nivel teologic. Recunoaște-L când mergi. Recunoaște-L când umbli. Recunoaște-L atunci când în viața ta pășești. Domnul să ne ajute. Și ce va face Dumnezeu dacă noi îl recunoaștem în toate căile noastre? Dumnezeu spune în felul următor: și El îți va netezi cărările. Opa! Asta înseamnă că sinusoizitățile vieții noastre, deal, vale, munte, obstacole din viața noastră, asta înseamnă că de multe ori poate barierile, obstacolele care le avem, se datorează nu faptului că Dumnezeu din cer n-are putere, ci că noi limităm puterea prin faptul că nu vrem să predăm controlul total. Ce frumos e cântecul: mă predau ție. Dar ce greu este să-l cânți cu fapta. Pentru că, iubiții Domnului, haideți să ne uităm în sinea noastră. Mămicile, n-aveți nicio tendință nu să controlați viața copiilor voștri. Nu, v-ați uitat în ochii lor și a spus: te-am încredințat azi Domnului și sunt convins că Domnul va purta de grijă, am încredere în alegerea ta, de-aia îi cauți telefonul tot timpul, am încredere în modul cum gândești. Nu, soția la soț și soțul la soție: o, draga mea, dar eu mă încred în tine, dar cu coada ochiului mereu îl păzim pe cel de lângă noi. Avem tendința aceasta, iubiții Domnului, de a controla lucrurile din viața noastră. Și tendința aceasta de a controla lucrurile din viața noastră are la bază, și vă rog să fiți atenți, are la bază o mare problemă spirituală. Pentru că marea problemă spirituală a faptului că tind să-ți controlezi viața este că tu crezi că e mai bine să faci tu decât ceea ce ar putea face Dumnezeu. Și tindem să-L înlocuim pe Dumnezeu atunci când în alegerile noastre noi suntem aceia care vrem să controlăm lucrurile. În mod real, să ajungi să ai liniștea, înțelepciunea, puterea de a pune totul în mâna lui Dumnezeu, să trăiești în adevăr în felul acesta, ar fi, dacă vreți, unul dintre modurile prin care putem să ajungem la desăvârșire. De ce ne supărăm? De ce ne mâniem? De ce atât de repede ne sare muștarul când ni se întâmplă ceva? Bună oară, să zicem că aseară trebuia să te așezi la o masă și te-ai așezat la altă masă, a venit păstorul și ți-a zis: uite, nu trebuia să fii la masa aia, trebuia să fii la masa cealaltă, și deodată te-ai supărat cumplit și i-ai spus: eu nu mai vin, eu plec acasă. De ce? Pentru că tu vrei să te ții de marginile masei acelea, mesei acelea la care stai, și pentru că avem această tendință de înrădăcinare în ceea ce suntem noi. Înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Înțelepciunea care vine de sus este blândă, este pașnică. Omul lui Dumnezeu nu se supără pentru că el știe un lucru: Dumnezeu e Tatăl meu, sunt liniștit. Și nu poți să știi în mod real dacă nu cumva masa aceea la care te-am rugat să mergi nu e de două ori mai bună decât masa aceea la care stăteai. Dumnezeu, să știți câți dintre noi refuzăm netezirea cărărilor pentru că vrem să mergem pe încurcatele căi ale controlului omenesc? Dacă, spre exemplu, te duci într-un loc, mă duc și eu într-un anumit loc și la un moment dat aș vrea să cânt o cântare, rog pe cineva să cânte o cântare, am mai fost în anumite biserici și am spus: aș vrea ca în timpul predicii să o rog pe o soră să cânte o cântare, am pregătit o cântare. Și s-a uitat la mine pastorul și a zis: cum, dar la noi nu se face așa ceva. Zic: de că se face în seara asta. Nu, nu, ce, nu se face așa ceva. Dar zic: dar de ce nu se face? Păi nu se face. Bun, și n-ar putea să se facă? Nu! De ce? Pentru că noi ne-am cramponat în felul nostru. A, nu, nu vine Dumnezeu la biserică decât dacă ți se cântă cântarea aia ta. Dacă nu se cântă cântarea ta, nu vine Dumnezeu la biserică. Și n-a fost Dumnezeu la biserică. De ce vă spun lucrurile acestea? Nu vi le spun pentru că eu vreau să cer pe cineva. Nu vi le spun decât pentru faptul că vă doresc din toată inima sănătate morală, sănătate duhovnicească, însoțirea lui Dumnezeu. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu.
Binecuvântat să fie Dumnezeu în toate și El să ne dea această, să ne dea această putere. Bine, vine cineva și ne spune, poate să ne spună, dar e greșit să ai reguli? Nu, nu e greșit să ai reguli. Eu, de exemplu, dacă cineva îmi ia cheia de la mașină din locul unde îl pun eu, eu în casă am un loc unde îmi pun cheia de la mașină, am un loc unde îmi pun întotdeauna rucsacul, pentru că eu nu sunt un om cu o foarte puternică ținere de minte și ca să mă ajut, am stabilit niște reguli. Dar unde apare problema? Problema apare când, dacă din greșeală soția ți-a luat cheia că trebuia să șteargă praful, te duci și ții, mi-a luat cheia, unde e cheia? Noi, iubiții Domnului, să nu facem din control acest, ca să nu mai spun de că suntem online și iar ne ceartă oamenii care se uită, că noi avem un grup de oameni care totdeauna se uită la noi numai ca să vadă ce greșim. Să nu mai zicem de telecomanda de la televizor. Știu, voi nu aveți, că sunteți pocăiți cu toții. Doamne ferește dacă n-ai două acasă. Și niciodată nu este vorba despre ceva anume. Și vreți să vă spun adevărul. Când ai telecomanda, nici nu te interesează să ajungi pe postul acela. Te interesează să o câții. Dă-i. Nu contează. Nu, să am eu telecomanda. Na, o am eu. Dau eu. Și așa e și în viață. Am vrea mereu să dăm pe posturile pe care vrem noi. Și uneori nici nu contează la ce te uiți, cât contează că ai tu telecomanda în mână. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Cine s-a întâlnit cu adevărat cu Hristos, el nu mai păstrează în mâinile lui nici volanul, nici telecomanda. Dumnezeu din cer vrea să ne conducă viața. Și lecția aceasta de a te supune voii lui, de a te preda lui Dumnezeu cu totul, e o lecție destul de grea. Ascultați-mă, tendința noastră de corijare a celor din jur, tendința noastră moralizatoare de a da lecții celor din jur, are la bază tendința noastră de control. La bază este o mândrie. Stai mă puțin, mă copchile, mă. Abia ți-a ieșit mustața, mă, și-mi dai mie lecții, mă, femeie care am a ta vârstă. Băi, copchile, bagă-ți mințile în cap. Hai, n-ați zis-o. Și dacă copchilul la tău, ferească Dumnezeu, chiar are dreptate în ce spune. Aveți ce rușine. Nu, dar dacă se întâmplă așa ceva, spune, hai, gata, lasă. Te-ai găsit acum. Adică vreau să vă spun, iubiții Domnului, că la bază este dorința noastră de a demonstra că noi suntem mai grozavi decât alții. De ce suntem atât de inflexibili? De ce atât de greu noi predăm lucrurile? Și ce dacă în seara asta vrem să închidem mai devreme? Și ce dacă altă dată mai stăm 10 minute? Și ce dacă poate câteodată nu mai apucăm să predicăm, fiindcă chiar vrem să ne rugăm și să ne închinăm? Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, ce e râu să fie râu. Și dacă Dumnezeu este râu, să curgă. Și dacă râul curge, să curgă. Și dacă El vrea să treacă pe unde trece, să treacă. Și dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, să facă. Numai mă rog lui Dumnezeu din toată inima să ne dea Dumnezeu înțelepciunea, echilibru, să ne dea Dumnezeu puterea de a recunoaște mereu unde este El și unde suntem noi. Că există și latura aceea în care cineva vine și spune, pot să vă zic? Vine cineva și spune, e, hai frate Florin, ce dacă mi-ai spus să predic 10 minute și am predicat 40? Nu e o problemă că ai predicat 40. Problema este că nici alea 10 care ți le-am dat nu le-ai folosit bine. Și 10 minute pot fi foarte chinuitoare dacă nu-i Dumnezeu cu tine. Adică haideți întotdeauna să ne apreciem cu justețe și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea un cântar, nu un cântar omenesc cum avem noi, ci un cântar dumnezeiesc, să ne măsurăm bine. Mi-aduc aminte de o situație, pregătisem eu, dacă țineți dumneavoastră minte, în pavilion am avut noi o sărbătoare, prima sărbătoare a cinzecimii, eram în pavilion, da? Era mai călduț. Și venise și un invitat muzical care cânta. Și l-am rugat eu pe Richard să meargă să dea un îndemn la rugăciune. Bine, aveam eu așa cumva bănuiala că Richard are numai pornire. Și mai greu e cu frâna. Dar în timp ce s-a dus Richard, mi-am pregătit predica, mă gândeam, erau foarte mulți oameni prezenți și m-am gândit, o să fac o chemare, mi-a vorbit Dumnezeu și Dumnezeu mi-a dat așa o încredere că se vor pocăi oameni și dumneavoastră știți ce lucru extraordinar este să fii martorul unor lacrimi care curg pe obraz, fiindcă omul respectiv s-a întâlnit cu Dumnezeu și omul acela a spus în acea zi, accept să mă fac copil de Dumnezeu, e un lucru extraordinar. Și s-a dus Richard, 5 minute am stat liniștit, 10 minute început să mă tensionez, pe la 15 m-am supărat, pe la 20 m-am blocat, pe la 25 m-am relaxat. Și am zis, facă Dumnezeu ce-o știe El.
Am stat și m-am gândit și știți ce se întâmplă? Să vă spun adevărul. După ce m-am liniștit emoțional, am început să aud ce zic. Și microfonul, pentru că numai Duhul Sfânt face schimbarea inimilor. Și m-am dus și am făcut chemare la pocăință. Vă mai aduceți aminte? Și în momentul acela au ieșit în jur de 20 de oameni care au primit pe Dumnezeu în acea zi. Și am spus, lăudat să fie Domnul, și pentru mine a fost, cred că chiar am împărtășit cu unul dintre frați, nu mai știu cu cine, am împărtășit lucrul ăsta și am spus, uitați-vă ce lecție mi-a dat mie Domnul Dumnezeu. Ascultă-mă ce spun. Nu va fi mai rău, ci va fi mai bine dacă lași pe Dumnezeu să lucreze în termenii Lui. Nu va fi mai rău, pentru că deseori noi ne tulburăm pentru că spunem așa trebuie să se facă și alminteri nu. Și dacă nu se face în felul nostru, ne blocăm emoțional și avem tendința să negăm tot ceea ce se întâmplă, nici să auzim, nici să vedem. Ci eu vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, spuneți-vă vouă cum mi-am spus și eu mie și cum am spus și eu aseară unor oameni care, puțin la număr cede, foarte puțin la număr, i-am spus, tu nu-mi strici mie bucuria. Tu nu-mi strici mie bucuria. N-am dat voie să strici nimănui bucuria. De ce? Pentru că eu știu un lucru. Toate sunt în mâinile lui Dumnezeu. De atâtea ori am avut situații când n-a mers sonorul. Foarte bine. Așa se tensionează oamenii. Bun, mi-aș dori să fie și mulțumesc. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Radu, pe tine primul. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar pe de altă parte, ascultați-mă. Ce tot atâta ne tensionăm că aia țipă, aia țiuie, aia... Creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ, altar aveau și pe furiș la mersul nopții, veneau și acolo se închinau, dar noi spunem asta de la microfon, noi spunem asta cu amplificare, noi spunem asta cu... Nu știu dacă m-ați înțeles. Deci, lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Eram, cred că, în Hunedoara și eram la Casa de Cultură, era un frig destul de mare, nu era căldură și pe la jumătatea predicii s-a stins lumina cu totul. Și, nu, ce să faci? Ăștia tensionați, nu știu ce, supărări, au început, România, țara lui nimeni, știți dumneavoastră, românul imediat devine politician când nu merge ceva. S-au oprins toate telefoanele. Aveam telefoane, că știți, noi de sărași ce suntem, n-avem niciun telefon. Și s-au oprins toate telefoanele și era așa lumină în sală. Și în momentul acela am început să cântăm. Și n-a mai fost nevoie de... Am cântat, ne-am rugat și am înălțat numele lui Dumnezeu și a fost o atmosferă deosebită. M-am dus o dată pe stadion. Eram pe stadion la Sârbi. Suntem online, Radu? Bravo! Știe acum frățiorul meu despre cine vorbesc? Știe Dănuț? M-am dus la Sârbi și era un generator, că era stadion și ce credeți că se întâmplă? S-a luat generatorul. Tic, 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 pâc, gat. Și la un moment dat... Nu, vorbește, fără microfon, fără nimic. Stadionul, oameni buni. Acum, bun, era stadion din acesta comunal. Dar erau acolo o mulțime de oameni. Și ce am făcut? Am lăsat amvonul, m-am dus lângă ei. M-am dus și am predicat ca cioboanul la oi între ei. S-a creat o atmosferă, o intimitate deosebită. Când am făcut chemare, nu exagerez că este deja casetă, aproape 100 de oameni au ieșit la rugăciune. De ce? Pentru că Dumnezeu din cer, în mod înadins, într-un mod deliberat, aduce în viața ta anumite elemente care nu sunt atât de importante ca tu să te schimbi, ca tu să te liniștești, ca tu să prinzi încredere în Dumnezeul tău și să abandonezi în mâna Domnului. Oricum nu poți controla, e numai o părere că putem controla, oricum nu poți stăpâni, pentru că e numai o părere că putem stăpâni. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun un lucru, dar coborând, cobor. O să fiu mai aproape de dumneavoastră. Mă vezi, Radu? Cine filmează? Da? Sunt bine? David avea vreo 400 de soldați și era hăituit, era fugărit de un împărat nebun, Saul. Că, vedeți, ai impresia în viață că dacă vei avea un anumit tip de biruință, toată viața ta se va așeza. Te gândești că dacă l-ai răpus pe Goliat, toată viața ta e aranjată. Da, dar nu știi în ce fel e aranjată. Te-ai fi gândit că biruința pe care tu ai asupra lui Goliat va aduce din partea împăratului acel gen de recunoștință care să-ți aranjeze viața pentru totdeauna. Chiar așa a fost, i-a aranjat viața pentru totdeauna. Dar în altă direcție. Pentru că împăratul Saul a început să-l fugărească și ca și un fugar David, stătea și el unde putea, mânca de unde putea și la un moment dat a văzut un om bogat pe nume Nabal,
care avea o mulțime de turme și David a început să facă de strajă în jurul turmei. Acum să știți că în vremea aceea nu exista contract scris. Mergem la notariat, eu sunt bodyguard, companii de... No. Și, dacă acceptai să-ți păzească turmele și a fost un sezon întreg, un anotim, atunci era de la sine înțeles că făceai un contract din acesta consensual. Și când a fost vremea să se culeagă roadele, a trimis David și a zis, uite, ți-am păzit turmele toată perioada aceasta, nicio turmă n-a fost vătămată, dă-mi și mie ce vei crede de cuvință, chiar cu bun simț, nici nu i-a spus asta. Și Nabal, într-un mod disprețuitor, i-a zis, cine este fiul lui Isai? Disprețuitor. Și n-a vrut să-i dea absolut nimic. Ba l-a și batjocorit. Ce, eu te-am pus cu alte cuvinte să păzești? Deși era este evident că atunci când e să folosim, Domnul ne l-a trimis. Și când este vorba să ne ceară, du-te mă de aici, păcătosule. Și în momentul în care David a auzit că Nabal a refuzat, ba încă a avut și cuvintele acestea, ascultați-mă ce vă spun. În momentul acela, David a spus tuturor soldaților lui că aici recunoști faptul că tu ești cu controlul în mână. Modul de răspuns al lui David a fost total disproporționat față de ceea ce se întâmplase. 400 de oșteni plecaseră spre casa lui Nabal. El avea probabil cel mult 20-30 de jucitori. Păi numai 10 soldați de-a lui David cred că treceau prin sabie pe toți. Dar răspunsul lui disproporționat e dovada mâniei care îi zbucnește atunci când ți se ia controlul, atunci când lucrurile care credeai că sunt aranjate, nu sunt aranjate. Și deseori, să știți că în viață, în momentul în care ai o așteptare îndreptățită și ești înșelat în așteptarea ta, vine un puternic test. Dacă Dumnezeu este Cel ce este în controlul lucrurilor sau tu ești în controlul lucrurilor. Și prin faptul că David s-a urcat pe cal împreună cu 400 de călăreți să ducă să nimicească și a făcut un jurământ spunând viu este Domnul, că voi trece prin ascuțișul săbiei toată casa și toți cei de parte bărbătească îi voi ucide. Și atunci Biblia spune că Abigail repede a înșeuat niște măgari, a luat niște daruri și s-a dus în întâmpinarea lui David și îi spune un cuvânt care îl găsim în 1 Samuel 25, un cuvânt extraordinar și spune așa, nu-ți fă dreptate cu mâna ta. Nu-ți fă dreptate cu mâna ta. Și primul test al faptului de a preda controlul este că atunci când ești îndreptățit să judeci, să nu judeci. Când ești îndreptățit să răspunzi cu o acțiune violentă, să nu o faci. Ascultați-mă ce vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. Pe 6 căi să-ți fure, pe 7 Dumnezeu ți-aduce înapoi. Niciodată ce este al tău nu va fi luat, pentru că Dumnezeu din cer nu-ți dă averi. Dumnezeu îți dă binecuvântare. Diferența între averi e că le fură hoții, pe când binecuvântarea nimeni niciodată nu se atinge de ea. De aceea te rog în numele Domnului Iisus Hristos, când ți se întâmplă o nedreptate în 2019, când ai posibilitatea să ai 400 de ostași cu care să faci rău, când îți stă în putere să faci rău celui de lângă tine, când îți stă în putere poate chiar să-l calci în picioare, când îți stă în putere să-l faci una cu pământul, te rog în numele Domnului Iisus Hristos în această seară, nu-ți fă dreptate cu mâna ta. Pentru că Biblia spune că Abigail, când a stat de vorbă cu David, a spus în felul următor, tu nu ești croit pentru așa ceva. Și un lucru extraordinar pe care îl spune Abigail este următorul. Când va face Domnul meu, Dumnezeu va fi bine, Domnului meu, să-ți aduci aminte. Adică i-a zis așa, prezent este foarte tulburat, tu ești extrem de tensionat și a venit și asta așa, dar nu-i totul ce trăiești acum, e un viitor pe care Dumnezeu ți-l pregătește. Și prin răzbunarea pe care tu ți-o faci, prin faptul că dreptate cu mâna ta, tu, viitorul tău, de aceea atunci când noi avem puterea și, ascultați-mă, tată fiind, poți să-ți calci în picioare copilul, soț fiind, poți să o pui la punct, superior fiind, director fiind, poți să-i pui la colț, dar Dumnezeu spune așa, prezentul poți să ți-l trăiești așa, dar îți vei afecta viitorul. Pentru că viitorul va fi unul cu păreri, cu regrete, cu dureri de inimă. Va fi un viitor în care Dumnezeu e împiedicat să lucreze cum ar fi vrut să lucreze. N-ai vrea ca Dumnezeu din cer să facă o casă trainică vieții tale. N-ai vrea ca Dumnezeu din cer să-ți dea mereu o inimă bună. Și privind în spate, să n-ai să-ți reproșezi.
privind în spate să spui, Doamne, m-am încrezut în Tine, Doamne, am lăsat în mâna Ta, Doamne, nu le-am făcut rău, Doamne, i-am zis numai Ta, binecuvântează-i Tu, pentru ca să știu că ce am e de la Tine. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Avem puterea în viață și ascultați-mă, orice om, o să spui, frate, eu n-am nicio putere, ba da, ai și tu un câine pe care poți să-l bați cu șutul. Ai o pisică pe care poți să o dai afară din casă și toți avem oarecare putere asupra cineva sau a ceva din viața noastră. Și ce ne învață Dumnezeu este așa, în ziua când ai putere să faci un rău și nu-l faci, tu în momentul acela vorbești cel mai puternic despre Dumnezeul care este în controlul vieții tale. Da, pot să vă țin în închisoare, băi, frații ai mei, până vă putrezesc coasele, că eu acum sunt șeful în Egipt. De n-o să vedeți și voi întuneric cât am văzut eu când am stat la Potifar în temniță. Dar el a zis, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, cea mai grea ispită e mânia aceasta unui om care se simte înșelat și care este îndreptățit să se răzbune. Și ascultați-mă ce vă spun. Vă rog în numele lui Iisus, nu mai gândiți că sunteți copii de Dumnezeu când v-ați luat răzbunarea în propriile mâini. Biblia spune, nu vă răzbunați singuri. Răzbunarea este a Lui. Și ascultați-mă ce vă spun. Zic și eu cu o vorbă a boierului Zbirea din trilogia Apus de Soare. Răzbunarea cea mai bună este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun și dânsu-i rău. Să vină la să spună, bă, am fost un netot, mă. Am fost un nătărău. Iartă-mă, mă, omule, nu știu unde mi-a stat mintea. Numai bine mi-ai făcut și m-am purtat ca o canalie. Ei, Doamne, ce-ți mângâie inima. Atunci simți și tu că în tine e legea Duhului de viață din Hristos. Că în tine lucrează altceva și altcineva. Și că credința nu e doar o vorbă, ci credința este un set de lucruri, este un set valoric, este... Domnul Dumnezeu să ne dea ce știe El. Amin. Aș vrea din toată inima, vă rog din toată inima, între miere și fiere, alegeți să fiți miere. Vă rog din toată inima, ascultați-mă, nu trebuie să știți cuvinte grozave, nu trebuie să știți neapărat verset după verset după verset. Veți avea posibilitatea, vă prorocesc, în 2019, să aveți în mâna voastră pe cineva pe care să puteți să-l faceți praf. Veți putea. Dar dacă în momentele acelea nu veți face lucrul acesta și veți spune, mă încred în Dumnezeu că mă va duce El la un bun liman. Și n-aș vrea, ascultați-mă, cât de amare sunt biruințele astea. Cât de amare sunt. Ascultați-mă, numai vă dau un exemplu. Dacă David s-ar fi întors de la uciderea lui Laban și l-a omorât pe Laban și toți copiii de parte bărbătească și toate slugile și stătea și el seara la masă să mănânce, oare nu-și vedea mâinile acelea pătate de sânge? Oare mai era somnul lui la fel? Nu mai era la fel. Dumnezeu vrea să ne scape de multe remușcări, de multe regrete. Dumnezeu vrea să ne scape de o cursă întinsă de cel rău. Eu nu zic că n-ai dreptate, că asta e viclenia cel rău. Chiar ai dreptate. Chiar poți să faci lucrul ăsta. Dar oare există un mod mai frumos de a spune că te încrezi în Dumnezeu decât acesta de a spune, nu mă răzbun pe tine, deși puteam să-ți fac rău, mă, prăpăditule, dar eu am un Dumnezeu care m-a învățat că El toate le conduce în direcția în care știe El. Aleluia! Aș vrea să o invit pe Mariana să vină cu jertfa pe care și-a propus-o, să cânte Domnului un cântec, Domnul să o binecuvânteze, timp în care mai îmi trag și eu răsuflarea și mă pregătesc de... Cu regret spun încheiere. An de an, bate.
bate vântul în greu pălar, spic de spic se țin în vânt, cine-i singur cade frânt, trece vântul, n-au nimic, parcă te privesc și zic, dar tu ai, dar tu ai, frate drag, un pop în spic. Săptămâni, cearcă lupul pe la stâni, de târcoale hăulind, ia să văd ce pot să prind, ba vrea oaie, ba vreun miel, nu le dă Emanuel. Dar tu sai, dar tu sai, să pui pieptul lângă el. Ceas de ceas, ceas de ceas, n-au albinele popas, toate zboară și zoresc, în cămară toate cresc, numai trântorul hai-hui strică mierea-n jurul lui. Tu zorești, tu zorești, ești albină sau ce ești? În curând, în curând, vom da seama rând pe rând, tu păstor, tu ucenic, unde-s boabele din spic, tu plugar, tu învățat, câtă miere ai adunat. Ce-ai făcut, ce-ai făcut cu talentul ce ți-am dat? Doamne Sfânt, Doamne Sfânt, n-am fost mai voi, ți-am adus acum a doi. Așa da, așa da, o cetate acum ia ta. Așa da, așa da, lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Hai să punem 1 Samuel 25 cu 26 ca să rămână în mintea noastră. Și în timp ce citești versetul acesta, să te uiți la mâna ta cea dreaptă și să-i spui: stai cu minte. Uită-te la mâna ta și spune: stai cu minte. Apoi uită-te la amândouă mâinile tale și spune așa: ridicați-vă ca o jertfă de seară. Mâinile acestea trebuie să se ridice curate, fără mânie. Și bărbaților li se spune în mod deosebit: ridicați mâini curate, fără mânie. Pentru că păcatul acesta de a ne mânia și chiar de a ne răzbuna e al nostru, a celor care au putere. Și ascultă-mă în această seară: Dumnezeu nu ți-a dat puterea ca tu să abuzezi de ea. Dumnezeu ți-a dat puterea să faci bine celui de lângă tine. Ce avem nu este ca să ne batem joc și să ne evidențiem pe noi, ci ce ni s-a dat e să îmbogățim pe alții
Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea. Uită-te la mâna ta cea dreaptă și spune-i, stai cu minte. Nu te ajuta cu mâna ta, pentru că ce poți face astăzi îți va afecta viitorul pregătit de Dumnezeu. Și am să vă spun acum un lucru pe care încă îl mai putem îndrepta. Unii dintre noi nu trăim ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să trăim. Trăim o consecință a unor greșeli. Trăim o consecință a unor abateri. Și aș vrea din toată inima să ne înțelepțim, să ne cumințim sufletele și să-i spunem lui Dumnezeu, învață-mă, Doamne, să-ți predau toate lucrurile în mâna Ta. Mai ales când am dreptate, mai ales când aș putea să apăs. Pentru că am văzut un lucru. Am stat și m-am gândit, ca oricare om, fiecare dintre noi, numai mie, ascultați-mă, nu numai mie, nouă tuturor ni s-au întâmplat lucruri care nu ne-au plăcut. Nouă tuturor ni s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am meritat. Nouă tuturor ni s-au întâmplat și lucruri pe care le-am meritat, dar și lucruri care nu le-am meritat. Și atunci când în zona aceea, când puteai să faci rău și n-ai făcut, am văzut un lucru. Ce Dumnezeu a pregătit ulterior este extraordinar. Oare nu este un lucru extraordinar să fim împreună? Oare nu este un lucru extraordinar părtășia care a fost ieri seară când am văzut atâția oameni cărora nu trebuie să spui ia în brațe pe cel de lângă tine? Oare atmosfera aceasta de bucurie nedisimulată, neforțată, oare atmosfera aceasta în care te simți iubit și în siguranță, nu este voia lui Dumnezeu? Nu este modul prin care Dumnezeu spune îndură, pleacă-te înaintea voii mele, taci, așteaptă ajutorul lui Dumnezeu, nu te ajuta cu mâna ta, fiindcă Dumnezeu are pregătit ceva. Glorie Domnului! De dragul tău îți spune Dumnezeu lucrul acesta. Deci spune mâinii tale drepte, stai cu minte. Și spune ambelor mâini, ridicați-vă fără mânie înaintea lui Dumnezeu cu curăție. Vreau să mai împărtășesc cu dumneavoastră măcar un gând care este extrem de important și vă rog să-l primiți pentru că aș dori ca și primul și al doilea gând să se transforme într-un motiv de rugăciune. Care vi se pare că dintre cei 12 nici e cel mai vijelios, cel mai temperamental? Ziceți cu tărie și eu cred la fel. Eu voi muri. Și-a scos sabia. Mi s-a uitat Domnul Iisus de el, bag un teac acolo, stai cu mine, eu, chiar dacă toți, și vedeți când ești tu și toți, eu, dacă toți te vor trăda, eu nu te voi trăda. Și ce am observat eu în viață? Încrederea asta în ce ești tu e sursa unor mari tensiuni. Eu știu că dumneavoastră vă străduiți să fiți oameni corecți. Știu că vă străduiți să fiți oameni buni. Dar tare viclean e cel rău. Pentru că problema nu este când nu-ți iese. Că atunci când nu-ți iese, te păstrezi cu o inimă smerită. Dar când îți iese, uiți cine te-a ajutat, uiți cât timp ți-a luat, uiți cât de mult l-ai întristat pe Dumnezeu până ai devenit omul care ești astăzi. Cât de mult te-a așteptat Dumnezeu pe tine. Și mai uităm un lucru, că suntem desăvârșiți în unele, dar încă nu suntem desăvârșiți în altele. Că cine ajunge la o statură nu va auzi niciodată vocea Duhului Sfânt care îi spune, dacă ai ajuns aici, de aici încolo nu mai trebuie să faci nimic. Mereu și mereu Dumnezeu ne spune în fiecare zi, mai schimbă-te, mai luptă, mai e ceva ce trebuie schimbat, mai poți face ceva aici. Și domeniul ăsta nici măcar nu te-ai ocupat de el. Pentru că o viață întreagă noi ne străduim să nu bem, să nu fumăm, să nu curvim, să nu vorbim de rău, să nu mințim. Și o viață întreagă suntem cu piciorul pe frână. Dar după ce vom termina cu să nu, poate descoperim accelerația să și facem ceva cu viața noastră. Că mulți dintre oamenii pe care îi cunosc eu sunt doar în zona lui să nu atingi, și nu fac nimic. Și ascultați-mă, să vezi ce greu este când ieși cu piciorul pe accelerație. Că la frână e mai simplu, merge mașina, nu mai merge, se oprește, bine. Dar când accelerezi, îți trebuie știință, îți trebuie înțelepciune, îți trebuie atenție, îți trebuie echilibru,
îți cere Dumnezeu implicare. Să vezi când descoperi accelerația și vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, câte obstacole apar, cât stăteai cu piciorul pe frână. Ama, eu știu pe cineva care n-avea permis, dar avea mașină. Și se ducea în garaj. Că era draxa. Și tot dădea și nu lua și până să ia permisul și și-a făcut. Se băga și el în mașină, ținea de volan și și știți? Că își închipuia și el că conduce. Ei, cât stai în garaj cu piciorul pe frână, mari pericole n-ai. Ia să ieși tu în trafic, să începi să faci ceva pentru Dumnezeu, să vezi de atunci ce începe. Hodă! Câte obstacole! Și când te grăbești, mereu e roșu la semafor. Și mereu e în fața ta exact omul acela care n-are nicio treabă și a ieșit să se plimbe cu mașina în timp ce tu nu știi cum să ajungi mai repede acolo unde trebuie să ajungi. Și acum ascultați-mă. Vine ceasul în care Domnul Iisus Hristos se uită lung la Petru, în timp ce Domnul Iisus Hristos intra la judecată și se uită departe la Petru. Un Petru care intră în curte și acolo la un foc vine o slujnică clar pusă de cel rău și zice: te cunosc eu și tu ai umblat cu el. Și atunci el, știind ce se întâmplă cu Domnul Iisus, de frică, a tăgăduit. Dar ea nu l-a lăsat, pentru că diavolul chiar vrea să te calce în picioare cu totul. Și a mai apăsat odată și a zis: ba da, și vorbirea atât de gol. Și spune Biblia, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Oameni buni, una e să spui nu-l cunosc și alta e să spui să mor eu dacă-l cunosc. Bă, ca și ceva au spus. Mă gândesc eu că totuși, nu cam așa ceva. Ce bine că Dumnezeu nu ne face după cum ne blestemăm noi, nu? O să spui, dar ce spune pastorul ăsta? Ascultați-mă, și voi folosiți blesteme și nu-l știți. Când îi spuneți copilului vostru, mă, prost mai mare ca tine n-am văzut în viața mea. Voi nu-l blestemați. Îl binecuvântați atunci? Spune-i copilului tău ceea ce spune și Dumnezeu ție. Rare ori Dumnezeu vorbește despre tine la timpul prezent. Că la timpul prezent suntem praf mulți. Dumnezeu îți vorbește la timpul viitor, ai putea să fii. Ca să poți să faci un pas înainte să te încurajeze Domnul. Și în sfârșit, la Marea Tiberiadei, după ce Domnul Iisus Hristos a înviat și Petru a plâns cu amar, pentru că asta a făcut diferența. Și Iuda a trădat și Petru a trădat, dar unul a găsit lacrimile pocăinții. Asta e toată diferența. A găsit acele lacrimi prin care a spus: uite ce am zis că fac și n-am făcut, uite ce am crezut că sunt și nu sunt. Și aici e marea cheie. Pentru că noi, iubiții Domnului, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, cei ce ați ajuns, să biruiți în niște lucruri, să fiți oameni ai rugăciunii, ai postului, să vă puneți un fermoar la gură, ați ajuns să vă stăpâniți, vă rog din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, nu dați lecții celor din jurul vostru. Știți de ce? Pentru că atunci când tu dai lecții celui din jurul tău, tu pui în fața lui un cântar. Știi ce este în spatele tău? Cântarul Domnului. După cum măsurați voi, vă va măsura Dumnezeu și vouă. După cum cântăriți voi, vă va cântări Dumnezeu și vouă. Stați liniștiți că nu mă deranjează. E chiar un moment bun. Așa verifici dacă poporul e atent. Și câteodată mă gândesc la bietele surori care uită telefonul pornit, că doar niciuna nu-și propune ea, în timp ce predică Ianovici pe la sfârșit, exact când e mai bine, să sune telefonul. Nu, dar câteodată mă uit la voi cum toți ați ucide-o cu privirea, ați executa-o cu privirea. Lăsați-o, învățați-o să folosească telefonul mai bine, e mai de folos. Hai că fac o paranteză când permiteți. Era un individ care venea mereu la un shelter, casă din asta de oameni care dorm peste noapte, adăpost. Și îi mirosea picioarele lui a ceva îngrozitor. Și toți aia din jurul lui se certau: auleu, eu nu stau lângă el. Și fiecare vrea să fugă și se certau între ei care să nu stea în apropiere. Și la un moment dat, în timp ce toți ăștia se certau, toți și-au dat seama că nu mai miroase. Un tânăr luase un lighean, un săpun și spăla picioarele acelui om și bandaja rănile care supurau. În loc să stigmatizați un om și să-l împungeți cu privirea, luați un lighean și un ștergar, că așa va măța Hristos pe voi. Ajutați-l pe om
să învețe de ce să nu facă și cum să facă cum trebuie lucrurile să fie făcute. E mult mai de folos decât să îl executăm cu privirea. Că s-ar putea să-l execuți cu privirea să nu se mai întoarcă niciodată. Mereu mă bântuie această imagine, dar vă o spun pentru că mi-o aduc aminte. Eram într-o biserică și slujeam cu un frate mai în vârstă, s-a uitat așa peste sală și a zis: slavă Domnului că în seara asta nu văd decât două pălării. Și o pălărie s-a ridicat și a plecat acasă. Era o doamnă inginer care a venit pentru prima dată în adunare și căruia el i-a dat cu mare dexteritate două palme. Vă rog în numele lui Iisus, ceea ce ați dobândit, ați dobândit pe seama Mântuitorului. Pe El l-a costat să devii ceea ce tu ești astăzi. Dumnezeu te-a îndurat cu șovăirile și poticnelile tale. Dumnezeu din cer a fost alături de tine ca tu să crești. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu te îndreptăți. Pentru că Petru a zis: eu pot, eu sunt diferit, eu sunt altfel, eu sunt sfânt, toți te trădează, eu nu, eu am sabie, eu lupt pentru tine. Și a ajuns să fie dintre toți cel mai slab. Și când Hristos a venit la Marea Tiberiade și a stat de vorbă cu Petru, i-a zis în nota sa înțeleaptă: mă iubești mai mult decât ceilalți. Numai acest pasaj să-l fi citit din Biblie în viața mea și nu pot decât să mă prăbușesc în fața unui asemenea mântuitor care nu vine să-ți spună ce ai făcut, nu vine să-ți dea lecții de moralitate, ci mereu și mereu te face să înțelegi ce ai fi putut fi și nu ești. Mă iubești mai mult decât ceilalți. Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc. Că și noi, câteodată ferească Dumnezeu, când spune pastorul: îl iubiți pe Domnul? Da! Îl iubiți pe Domnul? Da! Și dacă țin așa până dimineață, da, o să spuneți la rând. Și asta schimbă cu ceva realitatea faptului că deseori suntem corijenți? Entuziasmul unei vorbe nu-i totuna cu realitatea unei vieți. Și acum ascultați, cam încheiat. La a treia întrebare a Domnului Iisus s-a întristat Petru și Dumnezeu i-a zis așa: în sfârșit, Petre, am reușit să generez în tine atitudinea pe care vroiam să o generez ca să te schimbi, să predai totul în mâna lui Dumnezeu și să recunoști pe Domnul în toate căile tale, să înțelegi că ești o țărână, să înțelegi natura ta, pentru că deseori noi suntem mândri pentru că nu ne-am asumat natura noastră umană. Știți ce suntem noi? O mână de țărână pe care în mod excepțional Dumnezeu a iubit-o, a însuflețit-o, a răscumpărat-o și care îi poartă de grijă. Și spune Petru așa: Doamne, întristat fiind, Tu toate le știi. Tu toate le știi. Și ce înseamnă lucrul acesta? Nu mă mai lupt. Nu mai vreau să te învăț nimic. Nu mai vreau să-ți dovedesc nimic. Mă prăbușesc în fața ta și mi-asum un lucru. Știți ce lucru trebuie să vă asumați dumneavoastră și eu împreună cu dumneavoastră? Natura noastră umană. Asumați-vă că sunteți oameni, poate extraordinari în 10 lucruri și sunteți o catastrofă în al 11-lea. Și aș vrea numele Domnului Iisus să-i spui așa: Dumnezeu, îți predau, Doamne, ție totul. N-a să știți de câte ori am stat în preajma unor oameni și puteam să le vorbesc despre realizări, despre spiritualitatea, despre rugăciunile pe care le fac. Știți de ce n-am făcut-o? Pentru că oamenii aceia nu asta vor să audă. Oamenii aceia vor să vadă că tu ești un om care te încrezi în Dumnezeu și nu în ceea ce ai devenit tu. Și să-L încurajezi în slăbiciunile Lui să se ridice și să facă voia Domnului. Știți ce mi-aș dori să aveți în anul acesta? O revelație. Nu vă grăbiți. Revelațiile costă. Până se apară Dumnezeu față în față lui Iov, au trecut 42 de capitole grele. Cine vrea o întâlnire extraordinară cu Dumnezeu, să se aștepte că vor fi 42 de capitole pe care Dumnezeu le scrie în felul lui. I-a apărut Iov lui Dumnezeu și a stat față în față. Și atunci a spus Iov: am vorbit despre lucruri pe care nu le-am înțeles. Pentru că am vorbit închipuindu-mi cum ești tu. Dar acum te văd față în față.
Mi-e scârbă de mine. Pentru că sunt două lucruri care în viața aceasta te fac să nu predai controlul. Nu te înțelegi pe tine și nu-ți înțelegi natura ta umană atât de slabă și nu înțelegi cu cine stai de vorbă. Tu crezi că Dumnezeu e ca tine. Dar Dumnezeu spune cât de departe sunt cerurile de pământ, atât de departe sunt gândurile mele de ale voastre. Și aș vrea în această seară să-i predăm viața noastră Dumnezeu și tot controlul, spunând așa: gata, știu cine sunt. Ascultați-mă, știu că ești o femeie pocăită, știu că ești un om pocăit, dar să nu te încrezi în ceea ce ai devenit, pentru că te va trânti viața. Să spui așa: cu ajutorul lui Dumnezeu voi putea rămâne pocăit și în 2019. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi credincios și azi, pentru că Dumnezeu m-a ajutat până acum. Știu cine sunt. Hai, spune împreună cu mine că știi cine ești. Te cunoști bine cine ești și știi că dacă un pic Dumnezeu s-a depătat de tine, ai ajunge chimval zângănitor și aramă sunătoare. Dacă Dumnezeu și-a retrage îndurarea, am devenit cei mai răi oameni de pe fața pământului. De aceea te rog în această seară, învață să te cunoști bine, să-și dai seama că ești țărână, învață să-L cunoști pe Dumnezeu, pune-ți mâna la gură că tu stai de vorbă cu cineva pe care niciodată nu-L vei înțelege de plin. Am vorbit despre lucruri pe care nu le-am înțeles, despre minuni, despre care n-aveam nicio știință, dar acum ochiul meu te vede, mie scârbe de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Ți-am întunecat planurile prin vorbirea mea lipsită de minte. De aceea, cine e El? Pe cine sunt eu? Eu țărână și El totul. De aceea vreau să-i predau lui Dumnezeu totul, pentru că niciodată eu și Dumnezeu n-am fost pe poziție de egalitate. Ce pe poziție de egalitate? Deci dacă a zice furnică și tot spun prea mult despre mine, dacă a zice fărâma fărâmelor și tot spun mult despre mine, El e totul, eu sunt. De ce dă-i totul lui Dumnezeu și spune: Doamne, învață-mă să mă liniștesc, Doamne, învață-mă să... Bun, se ridică, cine se ridică? Copchilul tău, i-ai dat ultima haină, i-ai pus ceas la mână, i-ai luat telefon și bineînțeles, după ce ai făcut toate lucrurile astea, ce aștepți? Puțină schimbare, puțină recunoștință, puțin ceva. Și ce vine? Dumnezeule, de ce nu te-ai așteptat? Mai rău decât înainte să-i dai. Și atunci te trage aer în piept și vii și spui: nu, ascultă-mă ce spun. Permite-i lui Dumnezeu să-ți vorbească mereu despre cine ești, ca să te liniștești. Și ce am învățat de-a lungul timpului? N-am cuptor cu microunde. Chiar n-am cuptor cu microunde. Ce nu se coace la vreme și coc eu în cuptorul cu microunde, e bolnav. Lăsați-L pe Dumnezeu să ducă lucrurile la bun sfârșit cum a început El. E un ciclu, e un timp, e o perioadă. Dumnezeu va duce lucrurile acolo unde se duc. El e Dumnezeul rodului. El e Dumnezeul rodului. Amin. Ne ridicăm. Aș vrea să cântăm împreună ceva care am pregătit de astăzi. Mă ajuți, Alin, da? Mă ajuți, Romeo? Știți ce vreau să-i spunem lui Dumnezeu? E chestia aceea care am auzit-o astăzi la radio, că și uitasem că am pierdut puțin cadența cu lucrurile care sunt de regulă cunoscute de oameni. Că să spui la miezul nopții o dorință și că dacă o spui nu se mai împlinește. Eu și uitasem că am pierdut ritmul ăsta. Dar eu vreau să-i spun Domnului că n-am nicio teamă și nicio frică în a spune care e dorința mea. Aceasta mi-e dorința. Aceasta mi-e dorința, Doamne. Să mă supun Ție în toate. Nu mă lăsa, Doamne, ca într-un moment de mânie a prezentului să-mi ruinez un viitor pe care Tu l-ai pregătit, pentru că mâna mea se ridică să facă ea dreptate. Nu mă lăsa, Doamne, să am păreri prea înalte despre mine, crezând că sunt, că eu sunt grozav. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă Duhul lui Dumnezeu, ascultați-mă, au fost oameni care mi-au întins și mie curse, au zis: măi, tu ești avocat, ai fost avocat, tu de-aia te pricepi să vorbești. Să ce copil ești. Dacă Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de mine, aș fi cel mai neplăcut om cu putință. Ascultați-mă, dacă iubiți ceva la mine, iubiți pe Hristosul din mine. Dacă iubim pe ceva și ce iubim noi, iubim ce Dumnezeu a făcut în noi, frumos și bun. Asta ne leagă.
Pe noi ne leagă ceea ce Dumnezeu a curățit, ceea ce Dumnezeu a sfințit, ceea ce Dumnezeu a născut în noi. Alminteri, nu ne-am suportat unii pe alții nici 5 minute. Și aș vrea în această seară, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, tu care de 20, de 30 de ani ești așa de familiarizat cu cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, că câteodată oamenii de lângă noi nu mai suportă că prea mult vorbim despre Dumnezeu. Și vă spuneam eu într-o seară, mai ascundeți puțin comora asta, înainte de a o face cunoscut tuturor, cunoscută tuturor. Rostiți mai puțin cuvântul ăsta, Dumnezeu, pentru că voi nu știți și nici eu nu știu cu adevărat cum e El. Hai să ne smerim. Voi vă dați seama despre cine vorbim noi? Voi dați seama că vorbim despre Stăpânul Universului? Dumnezeu care ține totul în mâna Lui? Ce sunt eu ca să zic? Eu știu eu. Haideți să spunem așa. Mare-i Dumnezeu, bune Dumnezeu, sfânt-e Dumnezeu, iar în ceea ce îl privește pe El, de 25 de ani de când m-am întors la Dumnezeu, mă tot mir că mă iubește și mă iubește și mă iubește și probabil că și tu nu înțelegi de ce Dumnezeu te iubește și te rabdă și te suferă, dar El e Dumnezeu. Și să spunem în această seară, am o dorință. Dorința mea e să mă predau, dorința mea e să mă supun și vreau cu adevărat să iei o hotărâre în inima ta. 2019 e anul în care nu mai pilotează Ianovici. Nu mai țin eu volanul. Nu mai stăpânesc eu telecomanda. Nu mai dau eu lecții oamenilor cum să-și trăiască viața. Nu mă mai războiesc cu ceea ce nu poate fi câștigat niciodată. Nu vreau să bag eu la microunde și să pregătesc când Dumnezeu are un sezon anume. Are un timp al recoltatului, un timp al însămânțatului. Mă voi încrede în Dumnezeu din toată inima. Și voi preda toate durerile mele și casa mea și îngrijorările și neliniștile. Voi preda toate darurile, toate talentele, toate abilitățile, toate însușirile. Voi preda tot ce am și luminos și neluminos și voi spune Dumnezeu să fie lumina vieții mele. Și dorința mea e să mă supun Lui.